Astăzi, în alt preasfințitul părinte Casian, arhiepiscopul Dunării de Jos, a oficiat Sfânta Liturghie la Catedrala Eparhială din municipiul Galați. În cadrul slujbei, ierarhul a hirotonit un preot pe seama bisericii Sfântul Ierarh Nicolae din localitatea Târlele Filiu, județul Brăila, și un diacon pe seama Catedralei Arhiepiscopale. Purtând stâlpările, devenim stâlpări ale bisericii, peste care Dumnezeu împrăștie roa Harului Duhului Sfânt, și ajutorul de care avem atâta trebuință, rugându-L să ne ajute să ajungem sănătoși la dătătoarea sărbătoare de viață prin învierea cea de-a treia zi a Mântuitorului nostru Iisus Hristos. Fie ca purtătorii de stâlpări astăzi să devină peste o săptămână Candelele luminii, învierii și vieții, pentru mântuirea și ajutorul și sănătatea noastră a tuturor. La finalul slujbei, ierarhul a binecuvântat ramurile de salcie, care ulterior au fost oferite credincioșilor pe esplanada catedralei.